Votez pe Bianca pentru că consider că este destul de capabilă să aibă grijă de tot ce înseamnă casa fetelor. Este destul de cerebral și sigur merită să fie ea liderul casei. Trebuie să gândiți și strategic, pentru că este o competiție, repet. Sau, nu știu, Iolanda pentru Mihai. Oh, da. Da. Și Iolanda să vină aici și să te invite pe tine. De fapt. S-a chingat pe Mihai. Da, spus. Da. Așa a spus că mâine se, Mihai se mobilizează pe Kinga și gata, a zis Radule. Dintre toți, mai pe mine, mamă. La ce nu? Păi a zis că este destul de capabil. Place, place, îmi place așa. Mai am uitat. Nici de mine n-a zis. N-a zis. De mine nici de Rob. Sigur da. A zis doar de mine, Sorin și Flavius. Și Flavius și Robert e preferat. Dar de mine n-a zis nici de tine și nici de Rob. Flavius, te rog. Eu sunt convins că de aici o să ieșim destul de deschiși pe capitolul ăsta. În momentul în care vom fi foarte apropiați, persoană, indiferent de conflictele care vor fi aici. În momentul în care ești persoana civilizată și conviețuiești în același loc cu mai multe persoane, eu cred că e imposibil să nu... Amici, ca să zic așa, că acum prieteni la cataramă, îți dai seama că... Eu n-am spus amici. Că nu sunt deschis la prietenii, doamne ferește, nu asta e scopul principal. Consider că are abilitățile de lider necesare și dacă ar izbucni un conflict, știu că ar putea să-l aplaneze în casa fetelor. Deci mă gândesc. Dar până la fete trebuie să ne facem atât de buni prieteni încât vezi că și noi, dacă nu suntem plăcuți între noi, deci fii atent, deci, și noi dacă nu suntem plăcuți între noi, ele vor simți, poate, ce știe, de ce uite ce... Te plac de când te-am văzut. Te ador. Ce? Cine? A voi? Nu, King. Ah. N-am înțeles bine. Mă speriați. Bag-o pe aia. Ce? Ce zici? O, nimic, nimic. Cine sunt? Și cum poți să-mi spui? Cătălin. Ce mă știi? Dar cum știți astea? Ce? Că ne-ai spus, bă. Nu-i adevărat. Ieri ne-ai spus aici. Nu ne-ai spus. Pe cine votezi? Sincer, Kinga. Am ales-o pe Bianca, deoarece mi s-a părut cea mai matură. Din ce a povestit, a avut destul de experiențe de viață și cred că o să fie potrivită pentru rolul de șef al casei. Of, 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 of. Poate de-aia că-mi vine în continuu să plâng, poate de-aia mi se înfundă nasul. De ce? Nu știu, așa de sensibilă astăzi. Că am venit să plâng în continuu. Vrei tu cașcaval? Doamne, mi s-a văzut tot. Vrei tu cașcaval? Vrei cașcaval? Da, te rog. Nu știu, văzut. Fii atent, Robert, când erai tu la urnă... Auzi, când erai tu la urnă, am discutat cu doamna Andreea și aici se pot face și strategii și colegii aici din casă au discutat să mă aștept pe mine să am o întâlnire cu Kinga. Gen, dacă are și ea lider, știi? Asta a fost chestia și el de-aia a spus că vrea să mă ajute. Așa rămâne, da? Da, da. Ok. Mi se pare un băiat bun, sufletește așa, e calm. Și ar vrea așa să-și găsesc o fată mișto. Pe care se și poate profita? Nu. Mihai? Nu cred, eu nu, nu cred. Nu, nu-l văd. No, Mihai cred că ar face micul dejun. Da. Votez Kinga, deoarece mi-a plăcut astăzi foarte mult de ea, o persoană emotivă, așa cum sunt și eu, și merită. E foarte sincer așa și foarte... și ca prieten și ca... Până o să se bage pe Kinga, că după aia o să schimb părerea. Nu, serios, mă, nu mai țineți, că eu nu am așa o chestie... Și mie îmi place mult tare de ea, dar dacă ea nu dă randament și nu mai vrea să dea pentru mine randament, eu... Păi, asta este, nu ce poate să-mi place de ea cu mașină. Se joacă la fotbal, ăla. Nu, mă, nu dă randament către mine, adică nu vrea să-și facă o relație, înțelegi? Dar dacă ea nu vrea... place și îi place și apoi când vorbiți, poate nu aveți aceleași chestii în comun, să nu vă...
nu da. Vă potriviți, nu... Ce vrei să fac asta? Vreți să încerc cu altă chimie, nu? Toată lumea o bagă da. Pe aia, că n-are ce să spun. Ne facem o relație... Da, 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 da. Ne facem o relație, dacă Dumnezeu ne ajută, Doamne ajută, și dacă funcționează, mergem mai departe, de ce nu? Stăm împreună în casă, dar dacă nu, caut altă fată, simplu. Nu sunt chior, șchiop, prost, nu zis nimeni, mă. Cred că... Timpul le va pe toate. Timpul să le rezolve pe toate. Și chiar eu. Mut nu ești? Mut nu sunt, da. Cristian. Da. Mihai, job done? Să nu-ți pară rău. Ce-o fi, o fi? Dar pui și un pic, te rog, de castravete? Da. Da. Te rog. Te rog frumos. Da, că vrei și tu castravete? Da, te rog frumos de suflet. Da. În primul rând, are aceeași vârstă ca și mine și eu mă consider un tip matur și bănuiesc că și ea este cam la fel. Dar de ce? De ce te-ai întristat? Plecat de ce-ați spus. În ideea că poate nu te va alege pe tine. Asta eu am simțit-o altfel. Crezi? Serios? Cum așa? Ca și cum aș fi greșit cu ceva. Nu mă așteptam. Radule, că tu te-ai dus la votat, pe noi ne-ai impresionat. Important și contactul vizual, atingeri, poate. Păi, eu sunt o persoană așa mai stângace. Ea, din spusele ei, ea vrea cu totul altceva. Înțelegi? Ești dezamăgit. Persoana mai inteligentă, mai... Tu cum? Exact, frate, niciodată. Nu mă desconsider, dar... Niciodată. Nu faci bine deloc. Eu te văd că ești destul de inteligent. Adică... trebuie să te ambiționezi. După cum am spus, inteligența față de a fi deștept e foarte diferită. Trebuie adică... să te ambiționezi, să-i demonstrezi că nu e ceea ce pare și tu ești altfel. Am votat asta pentru că mi s-a părut o femeie așa gladiatoare, puternică și care știu sigur că na, poate lua atitudine în casă și pentru că vreau să ies cu ea la date. Te pup! Nu. N-am știut că trebuie să vin să mi-l iau, ok, David. Mi-l pui de rog frumos la aduc la masă. Păi am crezut că vin și tu la masă, de aia. Da, faci furie, te rog. Da, așa din punctul tău de vedere, de cine crezi ei că îi place? Dacă de tine crezi că nu. Poate să-i placă astăzi de cineva. Sorry. Și mâine sau îi dai cu lumea peste cap. Astăzi, de cine primul în casă, ultimul la bătaie. Păi da, dar tu... E cu noroc. Ție tu ar putea așa procedezi, adică îți place astăzi de cineva, mâine de altcineva. Mie dacă îmi place cineva, de acel cineva. Îi place în continuare, s-a supărat un pic, s-a descurajat un pic, s-a... Dar nu stai, alarmă de așa din stat, prima chestie. După... Pe cred că a plăcut-o prea mult. 6 minute. Păi da, dar nu i-a dat niciun motiv să... Da, exact. Au fost câteva lucruri acolo. Da. Și unul foarte important. El vede cel mai bine situația. Eu o propun pe Olanda pentru statutul de lider în casa fetelor din motivul responsabilității pe care îl are și a poveștii de viață și în ceea ce o privește pe bunica ei, din spusele ei. Apreciez foarte mult lucrul ăsta și cred că e o persoană foarte responsabilă. Bun.
Nu vreau să-mi spuneți pe cine ați votat, vreau să-mi spuneți cum ați votat. Pe ce criteriu? Rațional. Pe ce a transmis? Felul de a gândi? Stăpână? Felul de a gândi. Rațional? Emotivă? Închis așa puțin în ea? Ți dai curaj. Ce fumezi? Eu așa am simțit-o. Nu. Pe cine ai votat? Adică nu pe spune din pe ce cauză? Din ce cauză ai votat? De ce te-a făcut să votezi? De ce ai votat persoana pe care ai votat? Am făcut așa de ea cum era în clipa aceea. Ok. Cristian. Eu am votat-o pentru că, nu știu, și felul ei de-a fi și pentru a-i oferi o șansă, probabil cum mi s-a oferit și mie. Foarte frumos. Radu? Am votat cu inima. Sorin? Responsabilitate, suflet. Bun. Vă e dor de fete? Da. Da. Aici eu acolo. M-auziți, fetelor? Da. Iar ați mâncat, de-ați spălat vase? Da. Iar? Da. Nu toate. Un sandwich, atât. Mănâncă din pură. Că te văd, Kinga. Kinga n-a mâncat. Ești frumoasă și când mănânci. Ce faceți? Ce faci, Kinga, de fapt? Kinga? Foarte bine. Te așteptam. Mai ai de așteptat, mai avem ce să facem. Distanța ne desparte. Fiecare în casa lui. Mai avem până ne mutăm la casa noastră, mai e? Ai vrea să ne mutăm la casa noastră? Cum să nu, de azi? Mai așteptăm, Niță. Celelalte fete ce fac? Da. Ei, și noi. Ne pomenim. Mai stăm. Sunt curioasă cum mă văd. Ești curioasă cum te vezi? Te vezi bine. Foarte. Da. Ești frumoasă. Kinga! Nu te mai aranja, Bianca, ești superbă. Ești frumoasă ca o floare. Mulțumesc! Încercam să mă aranjez pe aici, la valiera asta, măi. Da. Fetelor, să știți că băieții deja v-au votat. Așadar, în sfârșit a venit momentul să aflăm cine va fi lider acolo, în casa fetelor. Vreți să aveți și voi oportunitatea de a veni aici, de a alege un băiat pe care să-l invitați la cină? Da. Atunci o să-l chem pe colegul meu, Metin, să-mi aducă voturile băieților. Chiar dacă nu păreți atât de sigure că vă doriți asta. Mulțumesc! Fetelor, pregătite, nepregătite, eu deschid cutiuța și ne apucăm să aflăm.